Județul Hunedoara, unul dintre cele mai afectate din punct de vedere socioeconomic, după reducerea drastică a activității în industria minieră și cea siderurgică, poate să renască din proprie cenușă, prin atragerea de finanțări extrabugetare și europene. Lucrările au intrat pe un făgaș normal, este de părere Laurențiu Nistor, președintele Consiliului Județean Hunedoara, știut fiind faptul că instituția pe care o conduce a atras fonduri de peste 1 miliard de euro, plus încă 500 de milioane de euro pe programul Tranziție Justă. Prezent la Ribița, la evenimentul organizat cu ocazia comemorării eroului local Crișan, președintele Consiliului Județean Hunedoara, Laurențiu Nistor, le-a vorbit locuitorilor despre bunul mers al proiectelor în județ, inclusiv despre lucrările la noua centrală pe gaz de la Mintia, despre care s-au vehiculat tot felul de informații eronate. Județul Hunedoara merită să avem multe proiecte, merită să dezvoltăm județul Hunedoara, mai ales prin faptul că, așa cum vă spuneam la început, ni s-au închis atâtea mine, s-a închis termocentrala Mintia și apropo de termocentrala Mintia, vă pot spune aici, să știți că tot se duce veste dintr-o parte într-alta și zvonerii, ăștia mai ușor parcă ajung la urechile omilor. Pot să vă spun că termocentrala Mintia se va reconstrui din nou. Vom avea din nou o centrală la Mintia de 1750 de megawatts, vom avea locuri de muncă, am o echipă la Consiliul Județean cu care mă mândresc. Până acum am semnat contracte pe fonduri europene de peste 1 miliard de euro. Asta înseamnă că e greu și să pronunț, să scrii 1 miliard de euro de cum să le și implementăm. Toate aceste proiecte nu fac altceva decât să îmbunătățim viața celor care stau la țară. Pe Programul Național de Tranziție Justă, pe lângă cei 1 miliard de euro care am semnat, județul Hunedoara în așa fel a muncit, încât am convins Uniunea Europeană că, într-adevăr, Hunedoara trebuie să se dezvolte. Și am mai obținut, dragi cetățeni din Comuna Ribița, încă 525,7 milioane de euro.